O am alături de mine în această zi pe lector universitar, doctor în psihologie, Simona Maria Petcu. Bine ați venit la Radio 3net! Mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră și cu toți ascultătorii noștri. Mulțumesc pentru invitație! Revenind la ce se discută zilele acestea în social media și nu numai, îngrijorarea părinților, apropo de acest contract educațional pe care școala i-ar pune pe părinți să semneze, cumva vine să îi îngrijoreze de decăderea din drepturi, ca să zic așa, pe perioada orelor școlare și de aici tot felul de supoziții, cum că da, vor să ni vaccineze în timpul programului școlar, alții vin, vor să, nu știu. De unde a pornit această neînțelegere și de ce oamenii sunt atât de neîncrezători când vine vorba de semnarea unui contract? Neîncrederea aceasta izvorăște tot din spațiu public. Pentru că sunt foarte mulți care au posibilitatea acum, datorită acestor metode moderne de comunicare, să se exprime. Și fiecare este liber să scrie absolut ce dorește pe Facebook. Sunt 10 oameni care citesc. Se gândesc, dar dacă are dreptate? Dar dacă vor să ne omoare copiii? Dar dacă vor? Și de aici nu există decât un pas până la teoria conspirației, cum că nu știu ce rele mi se pregătesc. Eu n-aș fi așa de radicală, v-am mai spus, eu sunt și mediatoare autorizată, sunt un om al păcii, întotdeauna caut soluția în orice problemă și în orice conflict și întotdeauna există o soluție, doar dacă vrei să o găsești, atunci o vei găsi, dacă nu, nu vei continua conflictul. Așa și aici, sunt mult prea multe păreri decât ar fi necesar. Cred că în momentul în care îți trimiști copilul la școală, ar trebui să ai încredere în instituția școlii. Pentru că oamenii aceia sunt acolo ca să facă ceva cu copilul tău, să scoată din el un om educat, un om care să știe să se comporte în viață, un om față de care, în primul rând, școala este responsabilă. Deci câtă vreme școala are responsabilități față de copilul tău, cred că noi, ca părinți, ar trebui să dăm credit școlii că are bune intenții. Aceste contracte se semnează și de către studenți cu facultățile. Să știți, niciun student nu începe facultatea fără să semneze un contract de studii cu universitatea. Acum n-aș putea să vă relatez integral ce conține un contract sau altul, cel pentru elev sau cel pentru student, dar știu că există acest contract la nivelul universităților. Nu văd de ce ar fi o problemă să existe și pentru școli, dacă trebuie să ne îngropăm cu contracte. Lucrurile pot să funcționeze foarte bine și fără contract, dar, din păcate, revin la ideea că s-a alterat ideea de autoritate în România, inclusiv în ceea ce privește autoritatea dascălui și autoritatea instituției școlii. Probabil că asta este o măsură de revenire la o normalitate, la școala pe care o știu și eu și dumneavoastră, că sigur noi am mai prins încă vremurile acelea în care eu una nu îndrăzneam, dar nu îndrăzneam vreodată să mă duc la profesor și să ridic tonul sau să fac lucruri pe care tinerii noștri, din păcate, le fac acum. Deci nici nu mi-ar fi putut trece vreodată prin cap să mă ridic și să am vreo dispută cu profesorul meu. Îl respectam atât de mult, simțeam că știe atât de multe, eram atât de dornică să preiau de la el sau de la ea atâtea informații. Acum nu pot să spun că eram icoană să mă pui pe perete, că niciunul dintre noi nu este, haide să fim serioși. Dar sigur, fiecare dintre noi aveam respectul acela pentru dască. Nu exista. Este sistemul pregătit pentru copiii aceștia fantastici uneori, dar mai puțin supuși? Vedeți, dumneavoastră, evoluează și supraviețuiește cel care se adaptează. De când lumea și pământul și pentru totdeauna. Cel care reușește să se adapteze condițiilor de mediu și condițiilor în care trăiește, acela va supraviețui. Ai o pâine, o pâine mănânci, dacă vrei să trăiești. Dacă tu vrei friptură și ai doar o pâine, vei muri de foame și vei muri. Cam așa este și aici. Trebuie cu toții să ne adaptăm. Cred că este vorba despre abordare și despre strategie.
Și aici intră în atenția noastră maestria dascălii. Pentru că, într-adevăr, trebuie să... Dascălia este o vocație. Nu poți să fii profesor dacă nu-ți place să fii profesor. Nu poți să fii dascăl dacă nu adori să fii cu copiii. Este efectiv o plăcere pe care o simți. Eu, oricâte activități derulez, ca să spun așa, nicăieri nu mă simt mai relaxată și mai bine decât atunci când sunt cu studenții mei. Acolo sunt în elementul meu. Sau când țin cursuri. Acolo mă simt bine. Și atunci fac un apel la toți colegii mei profesori din sistemul de învățământ, din mediul academic, universitar sau gimnazial sau liceal sau primar, să încerce să se adapteze puțin noilor condiții. Pentru că câtă vreme tu comunici cu elevii tăi, este imposibil să nu găsești calea ca împreună să faceți o echipă. Și revenim la comunicare și la adaptarea limbajului și a atitudinii. Facem din copiii noștri sau facem cu ei un parteneriat, dar nu inversăm rolurile. Atenție, este o chestiune de nuanțe și de subtilitate. Adică suntem parteneri în actul educațional, dar eu sunt profesorul și voi sunteți elevii. Împreună producem cunoașterea. Împreună evoluăm. Pentru că și profesorul, să știți că evoluează datorită elevilor sau studenților. Eu de fiecare dată când plec de la studenți, cel puțin 10 minute mă gândesc la discuțiile care au avut loc între noi. Și îmi vin idei. Sau mă duc și caut ceva, sau citesc un articol, sau poate au auzit ei de o carte interesantă pe care vin și le-o spun, o aduc în fața colegilor lor și notez și eu să caut cartea respectivă. Deci noi suntem într-adevăr într-un parteneriat, dar atenție să nu uităm care este statutul nostru. Vreau să vă mai spun un lucru. Atunci când eu am terminat liceul pedagogic cu specializarea învățătoare-educatoare și am făcut la planul de lecție de m-am săturat. Un plan de lecție are toate momentele pe care le parcurgi, dar cel mai important moment, definitoriu pentru bunul mers al lucrurilor, este captarea atenției. În momentul în care tu le-ai captat atenția ca și dascăl, nu doar în ora respectivă, ci în general tu te preziți ca fiind un dascăl interesant, care poate fi un model pentru tine, care vine totdeauna cu lucruri potrivite pentru tine, neașteptate, care te incită, care te trimite să citești, să studiezi, să faci și altceva, acel dascăl va fi acceptat mult mai ușor. Deci este, cum să zic, o chestiune de subtilitate. Dar asta ar trebui să se întâmple la departamentele de formare a personalului didactic, care sunt pe lângă universități și eu predau la un astfel de departament și aici, în interacțiunea cu viitorii dascăli, toate aceste lucruri trebuie spuse. Și iar revenim la cuvântul educație, care bată norocul să-l bată, este peste tot. Citeam de curând acest lucru, cum că sistemul suedez a realizat în sfârșit că a cam dat din punct de vedere digital, mă refer în școală, kicks cu genul acesta de învățătură. Din păcate, la testări copiii nu mai este atât de bine pe cât se credea și s-au răzgândit puțin, vor să revină la stilul clasic cu pix, cu foi, cu caiete, de unde să lăudau cu avantgarda asta digitală și tehnologia peste măsură în școli. Nu prea mai e bine și chiar stăteam să mă gândesc de ce încă școala românească este bună, pentru că, apropo de ce spuneați, echilibrul acela de la început între digital și clasicul pix și caietel, așa mai departe. Aici este. L-am aici. Exact. Exact. Eu le spun tot timpul studenților, chiar ieri am avut o sesiune de restanțe și zic, vreau și eu o foaie și un pix. Panică. Panică totală. Zic, cred că dacă vă cer un inel de aur sau un parfum, mai degrabă îl primesc decât o faci un pic. Zic, dragii mei, voi sunteți studenți, nu aveți voie să plecați de acasă, să nu aveți în geanta voastră o foaie, că e împăturată în patru, că e mică, că e mai mare și un pix. Pentru că
Asta înseamnă, printre altele, să fii student, să-ți notezi. Să-ți notezi. Vedeți dumneavoastră, vă spun și din experiența mea de mediator. De exemplu, dacă le dau teme de casă clienților mei, le spun, vă rog să luați o foaie de hârtie, un pix și să scrieți. Și le dau tema respectivă. Și ei mă întreabă inevitabil, dar pot să vă trimit pe mail, dar pot să scriu pe telefon? Nu. De ce? Nu puteți. Și o să vă spun de ce. Pentru că atunci când iei o foaie și un pix și scrii, iei o anumită poziție, da? Aici avem foaia, te uiți la ea, iei pixul și ești tu cu foaia și cu gândurile tale. Nu interferează nimic și începi să scrii. Și scrii, și citești, și te uiți și nu-ți convine, tai. Iar mai scrii, iar mai citești, a, măzgălești toată foaia la final, nu-i nimic bun. Și o iei de la capăt. Și uite așa, încet, încet, îți pui ordine în gânduri și în viață. Ceea ce nu-ți oferă un calculator. Este alt mecanism de funcționare. De aceea, pixul și foaia sunt și rămân sfinte pentru creierul nostru și pentru dezvoltarea noastră și încurajez pe copii să aibă încredere în ceea ce spun, pentru că este cel mai bine pentru ei așa. Chiar dacă e cool să scrii pe telefon, e regulă, scrie și pe telefon, dar nu uita să scrii. Eu am, cred că, zeci de foi că aici toate scriu într-un colț sau în altul, cum nimeresc, dar scriu pe foaie și culmea, când scrii pe foaie, chiar dacă ai scris în nu știu care colț, când cauți, îți aduce aminte exact unde ai scris, undeva pe la mijloc, între două mâzgărături, ai scris și tu o idee, ceva. Adică să nu uităm de partea asta anumită, să zic așa, conservatoare. Pentru că nu tot ceea ce este nou este bun și nu tot ceea ce este vechi este inutil. Se pare că această digitalizare, spunea un om de știință, nu știu să spun tehnic și medical, cum se numește, dar afectează cortexul nu știu care la copil în momentul în care stai mai mult de 2-3 ore pe un telefon, laptop și așa mai departe. Și de aici explicația pentru robotizarea copiilor, pentru faptul că nu mai au sentimente, că parcă le lipsește empatia și așa mai departe. Și chiar voiam să vă întreb în cazurile dumneavoastră dacă ați sesizat că această aplecare spre zona asta digitală îi face foarte buni, într-adevăr, pe domeniul IT și așa mai departe, însă din punct de vedere uman, îi face, eu folosesc un termen, îmi cer scuze pentru cei care suferă de așa ceva, dar este oarecum priorativ, autiști social. Adică da. Nu le mai pasă, în sensul ăsta, nu mai văd, nu mai aud, nu-i mai interesează ce se întâmplă. Cade omul jos lângă tine, se uite la el, dă din nume și trece mai departe, ceea ce nu este în regulă. Deci, aceste lucruri se întâmplă de ceva vreme în alte state din lume. Mi-aș dori ca noi să rămânem în urmă la acest capitol și să nu ajungem indiferenți, pentru că indiferența nu ne ajută în dezvoltarea noastră. Revenind la acest timp petrecut în fața dispozitivelor, se pare că atunci când te uiți la un telefon este mai mult decât a citi o informație, o știre sau ceva similar, ci se pare că există și niște culori pe ecran care se transmit în subconștient și care afectează, adică este o chestiune mai complexă. De aceea apare alterarea de care povestiți. Mai mult decât atât, gândiți-vă la un exemplu simplu. Folosim Waze-ul, da? Ea încerca să mergeți cu Waze-ul, nu știu, o săptămână, doar cu Waze-ul, fără să vă pese unde sunteți exact în momentul respectiv și apoi nu mai folosiți Waze-ul. O să vă simțiți complet debusolată și dezorientată. Pentru că atunci când folosim prea mult aceste lucruri simple, oferite atât de ușor de IT, de zona aceasta, de instrumente din acestea moderne, aplicații, telefoane și așa mai departe, nouă ne scad anumite abilități pe care le avem și sunt oarecum înnăscute și dezvoltate pe parcursul vieții. Capacitatea noastră de orientare în timp și spațiu.
este alterată. Și atunci gândiți-vă la acest exemplu simplu. Dacă această capacitate este alterată pentru că noi nu mai gândim, ci doar suntem niște roboți care urmează niște linii trasate de Waze, așa se întâmplă și în alte zone. Dacă noi nu mai folosim resursele noastre interioare, ele se alterează și dispar. Este ca și un mușchi, gândiți-vă. Dacă te duci la sală și tragi de fiare, începi să ai pătrățele, forme și așa mai departe. Dacă nu faci nimic, nu știu, dacă ai un corp mai robust, ești ok, arăți bine, dacă nu, începi să te îngrași, să te deformezi și așa mai departe. Așa este și cu mintea umană. Să știți, spunea un profesor de la Facultatea de Psihologie, profesorul Mihai Aniție, spunea tot timpul, creierul este cel mai mare mușchi și cel mai important. Dacă îl antrenezi, da? Se dezvoltă, e înfloritor, este minunat. Dacă îl lași acolo, adică folosim Waze, ne mai interesează, ne orientăm noi în timp și spațiu, unde suntem, unde trebuie să ajungem, punctele cardinale, unde-i soarele și așa mai departe, o să se atrofieze abilitățile noastre și capacitatea noastră de a ne orienta în timp și spațiu. Și la fel este în toate zonele. Dacă noi nu mai gândim, dacă noi nu mai suntem creatori, ci doar consumatori, într-o zi vom constata că nu mai avem resurse. Creierul nostru s-a stafidit, exact cum este un bob de strugure, da? E gras, e frumos, e plin. În momentul în care nu mai folosești, îl lași în soare, se deshidratează, se usucă și devine o stafidă. Eu în ultima vreme, de exemplu, am constatat că oamenii nu mai vor să se întâlnească față în față cu ușurință. O, da. Tu poți să-mi spui la telefon ce ai? Zic, nu. Aoleu, dar e ceva, da. Și când mă întâlnesc față în față, chiar astăzi m-am întâlnit cu o prietenă și zic, dar tu nu voiai să ne vedem? A, ba da, dar credeam că, știi, că cu timpul, că... Zic, da, dar nu ne-am văzut de 2 ani. Zic, uite, eu mă bucur să te văd pur și simplu. Nu am cine știe ce să-ți transmit. Apropo de empatia despre care vorbeam și de faptul că, vedeți, dumneavoastră nu-i afectează numai pe copii. Și noi am intrat în jocul acesta al telefonului, al digitalului, minunat de altfel, pentru că noi chiar îl promovăm, dar suntem afectați. Devenim antisociali, ne este teamă de atingerea prietenească și de întâlnirea face-to-face. Am observat că oameni pe care îi știam foarte lipicioși înainte nu mai au aceeași reacție la, apropo, cum spuneați, o întâlnire banală la o cafea. Cumva aceste limitări sociale nu sunt, cred că peste noapte omul nu s-a schimbat, sunt tot impuse și apărute numai... Dar depinde de noi să spunem da sau nu. Depinde de noi. Și eu tot timpul îmi îndemn studenții. Ieșiți din zona de confort. Ridică-te. Ridică-te, îmbracă-te, piatră-te, du-te oriunde. Păi n-am ce să fac acum. Du-te la piață. Du-te la magazin. Du-te în parc. Du-te la o cafea cu un prieten. Ieși din casă. Ieși din casă. Pentru că toată procedura asta ca să ieși din casă înseamnă să te îmbraci, să te aranjezi, să te piepti, adică ce înseamnă? Să ai grijă de tine. Pentru că noi uităm să mai avem grijă de noi, de propria noastră persoană. Suntem într-o goană nebună, sincer, nu prea înțeleg unde ne grăbim, că într-un final toți ajungem în același loc. Exact. Deci chiar nu știu unde ne grăbim, nu mai avem timp de nimic. Ok, nu mai avem timp de nimic. Și la sfârșit tragem linie și constatăm că ce? Că am avut o viață în care am fost într-un running permanent, plecând de nicăieri și îndreptându-ne către nicăieri, exagerez, bineînțeles, să ne ducem cu treabă peste tot, dar vreau să se înțeleagă sensul. Și la final constatăm că copiii au crescut mari, nici nu știm exact când au crescut, că părinții s-au îmbolnăvit și, Doamne ferește, s-au prăpădit, și încep remușcările și încep mustrările de conștiință și începe o luptă interioară foarte greu de dus. Foarte greu de dus. Cu foarte multe gânduri, dar dacă, dar ce bine era, dar de ce am făcut aia, că oricum nu mi-a ieșit proiectul și oricum n-am făcut nimic și uite, am pierdut-o pe mama și am pierdut pe tata și pe frate, nu știu, nu știu ce. Și începe o luptă din această interioară care nu ne dă pace și care ne duce într-o zonă în care nu am vrea să ajungem.
Și atunci trebuie cumva, revin la acest cuvânt, echilibru. Eu le spun tot timpul studenților, luați o foaie și scrieți pe ea un singur cuvânt, echilibru. Și puneți un cabinet sau în casă sau undeva și de câte ori simțiți că una cata, uitați-vă la foaie, echilibru. Pentru că echilibru înseamnă nici prea mult într-o parte, nici prea mult în cealaltă. Că nici aceste răsturnări ale balanței nu sunt bune. Nici dacă stai toată ziua la biserică nu e bine, nici dacă nu te duci deloc. Trebuie să găsești un echilibru, pentru că degeaba stai numai la biserică și Doamne, dă-mi să fac nu știu ce, dacă tu nu faci nimic concret. Se pogoară Dumnezeu din cerul să te facă pe tine director peste noapte sau profesor sau eu știu ce. Tu te duci, îți iei energie, ceri binecuvântare, ceri ajutor și sprijin, ceri oameni care să te ajute pe parcurs, că Dumnezeu lucrează prin oameni și te apuci de treabă. Te duci la școală, te înscrii la facultate, te duci la cursuri, dai licența și așa mai departe. După aceea îți găsești un loc de muncă. Nu stai și aștepți, acum oare mă sună Dumnezeu să-mi dea un loc de muncă? Da. Fraților, nu! Una e una și alta e alta. De aceea spun că trebuie să fim într-un echilibru permanent, în absolut orice situație. În momentul în care se răstoarnă balanța, se răstoarnă cu totul și nu e bine. Unde puteți fi de găsit, asta că timpul ne limitează puțin, unde puteți fi de găsit dacă oamenii vor să aprofundeze cu dumneavoastră? Mă pot găsi pe Facebook, mă pot găsi pe internet, mă pot găsi. Nu sunt de negăsit, am numărul de telefon peste tot, adresele de e-mail, contul de Facebook, Mona Maria Petcu, sunt aici. Ori de câte ori pot și pentru oricine, cu tot ce pot.